ploiești pe un timp numai bun pentru fotbal, Petrolul din localitate a întâlnit pe Dinamo București cu Florin Cheran la primul său meci ca principal pe banca tehnică albă-roșilor. A fost un meci frumos, s-a jucat pe contre cu multe faze periculoase la ambele părți. În final au câștigat gazdele, golul decisiv fiind înscris de Octavian Grigore pe finalul meciului la o gafă în lanța apărătorilor dinamoviști. Lovitura de începere au avut-o dinamoviștii echipați în alt complet. Dar prima ocazie a aparținut gazdelor. În minutul 6, mingea centrată de Baștină, fiind reluată de Zmoleanu în bară. Un minut mai târziu, Dănciulescu cade în careu la acțiune personală, dar centralul Constantin din Vâlcea nu acordă nimic. Replica dinamovistă continuă 11 minute mai târziu, dar același Dănciulescu nu are forță pentru a finaliza la o greșeală a apărării petroliste. Gazdele au o lovitură liberă periculoasă, dar Prunea nu este bătut de Zmoleanu. În minutul 31, același Prunea reține cu noroc o minge telefonată de Bălăceanu. În faza imediat următoare, portarul dinamovist este salvat de transversală la puternicul șut al lui Abăluță. Prima repriză se încheie cu uriașa ratare a lui Florentin Petre, ce nu-l poate învinge pe portarul Preda într-o poziție extrem de favorabilă. Imediat după pauză, Mateuțu nu imerește poarta din centrul careului ploieștean. În minutul 61, Octavian Grigore încearcă un șut de la distanță, dar Prunea este atent. Peste doar 9 minute, același Octavian Grigore nu mai greșește, reluând din apropiere o minge ce a trecut printre toți apărătorii bucureșteni spre marea bucurie a spectatorilor prezenți în tribune. Dinamoviștii se aruncă în atac, dar Florentin Petre este blocat în momentul șutului. Ultima mare ratare a bucureștenilor se derulează în minutul 84, mingea trimisă cu capul de Coporan, fiind scoasă de pe linia poții de un fundaș al gazdelor. Elevii lui Ion Marin cer socoteală în această fază tușierului Abrudan pentru un presupus offside la Coporan. Fluierul final parafează o victorie meritată a petroliștilor, ce au reușit să treacă de o echipă bine așezată în teren, dar care a plătit tribut marilor ratări. Chiar și sub conducerea lui Florin Cheran, Dinamo nu a avut revenimentul așteptat.